La cea de-a cincea ediție a concursului național de revistă și creații literare Nicolae Labiși s-au înscris 40 de tineri din toate colțurile țării. Compozițiile lor au fost trimise spre analiză unui juriu exigent. Sunt din Vâlcea și am venit la acest concurs. Am participat inițial, am trimis eseuri la acest concurs. Am trimis două eseuri, unul despre iluzie ca la motiv existențial și unul despre jurnal ca un fel de regăsire de sine. Eseurile mele sunt de obicei cu îndată filozofică, unde fac foarte multe trimiteri și vorbesc despre lucrurile simple pe care le trăim în fiecare zi, dar la care nu am gândit niciodată. Este cea de-a cincea ediție pe care ne bucurăm că am reușit să o realizăm de această dată. S-au înscris 40 de grupaje, nu știu exact câți copii, pentru că, chiar 40 de grupaje, 40 de elevi din toată țara. Să spun, din județele Sibiu, Vaslui, Argeș, Mehedinți, Caraș-Dolj. Din juri au făcut parte atât profesori cât și jurnaliști. Calitatea compozițiilor de anul acesta i-a luat prin surprindere pe cei însărcinați să desemneze câștigătorii concursului de creații literare. Există foarte mult talent în rândul acestor tineri și am încredere că într-un viitor apropiat acești tineri vor da o nouă față și vor reprezenta mult mai bine România. Și bineînțeles, pentru că trăim ceea ce trăim în momentele de față, uitându-mă la acești tineri talentați și la eseurile sau la poeziile compuse de ei, îmi dau seama că în societatea viitoare condusă de ei nu vom mai avea teze de doctorat plagiate. La fel ca anul trecut, invitatul de onoare la acest eveniment a fost sora poetului, Margareta Labiș. A avut norocul să se adapte la cei trei factori importanți în devenirea unui scriitor, a unui poet: natura încântătoare, vatra folclorică a satului și biblioteca, bibliotecă din casa familiei învățătorilor Eugen și Profira Labiș, care sunt părinții noștri. Talentul concurenților a fost răsplătit cu diplome și cărți. Marele premiu a fost obținut de un tânăr din Mehedinți.